O istorie mondială a comunismului are aproape 3.000 de pagini, 3.000 de pagini extrem de alerte. Ce v-a motivat în scrierea acestei cărți? D'abord, le fait que ça n'existait pas. Întâi de toate, faptul că nu exista. Il n'existait aucun récit, aucun récit de l'histoire de ce comunisme. Il existe des livres qui sont des universitaires, justement sur des spécialistes qui se réunissent pour raconter certains aspects du comunisme. Moi, c'est un récit personnel. Et en plus, j'essaie de décrire l'ensemble du système. Să descriu ansamblul sistemului. La seule chose que le seul mérite que je peux me reconnaître, care pot să mi-l recunosc, dacă pot să spun asta, este că această carte e unică, așa cum este la ora actuală. J'espère qu'il y aura plein d'autres du même genre. Sper că vor mai apărea cărți în genul acesta. Donc, dans une certaine mesure, je me dis qu'il fallait faire ce livre. Mi-am spus că trebuie să scriu această carte. Je m'y suis mis à faire ce livre. Așa că m-am apucat să scriu. Și este clar că mi-a luat 10 ani să scriu cele 3 volume. Și chiar și dacă nu aș fi cunoscut sistemul foarte bine înainte, cum îl cunoșteam, mi-ar fi trebuit mai mult timp pentru că ar trebui să descoper comunismul. Deci, în realitate, această carte este sinteza aproape unei jumătăți de secol de cunoaștere personală a sistemului. Deci, este pe de o parte un fel de muncă de reflexie a mea asupra ceea ce am făcut. Ma démarche a été essentiellement morale. Și demersul meu a fost unul moral. Comme ça n'existait pas et comme j'estime que ce système communiste o astfel de carte și cum sistemul comunist este unul dramatic, oricare ar fi țara în care a fost introdus, era imperativ să se scrie o astfel de istorie. Așa că mi-am spus, trebuie să îmi suflec mânecile și să mă apuc de treabă. Citind, am avut senzația că e un rezumat, că e o ediție prescurtată a istoriei comunismului. Aveți dreptate. Există încă mii de pagini care ar putea fi scrise pe acest lucru. Nu am arătat decât partea vizibilă, vârful icebergului. Cum a fost întâmpinată cartea din de intelectualii de stânga din Franța? Prin tăcere. Atât. Nu vorbim despre ea, nu există această carte pentru ei. Je suis triste de cette situation. Sunt trist că lucrurile stau așa, pentru că mi se pare că este o reacție stupidă din partea lor. Este o lume inteligentă. C'est une faute morale de leur part. Deci este o greșeală morală din partea lor. Donc je le regrette pour un exemple. De fapt. Je déplore cette situation et je trouve que c'est une faute. Pare rău pentru această situație și cred că este o greșeală intelectuală. Nu vorbesc de toată lumea, vorbesc de o greșeală intellectuală a acestei stângi, așa zis democrate, care este democrată, de a fi trecut sub tăcere toată această poveste. Acest prim volum este dedicat călăilor regimului comunist, terorii instaurate inevitabil în toate țările care au trecut prin comunism. Qui ont passé par le communisme. Și regimurile comuniste s-au bazat totdeauna pe un mit al revoluției, dar ce mit de la révolution. O revoluție care spuneți că nu a existat niciodată. N-a jamais existé. Niciodată comunismul nu s-a impus printr-o revoluție, înțeles ca à travers une revoltă populară spontană. Cum s-au impus în general regimurile comuniste? Se sont imposés en général. Alors, comme vous l'avez dit, il n'y a jamais eu effectivement de révolution populaire comme on l'imagine, et tel que par exemple le film Octobre de Eisenstein le montre dans son film. Cum Eisenstein arată în filmul său.
l'histoire, le communisme s'est toujours imposé, c'est toujours une minorité qui a imposé le communisme à la majorité. Impus de o minoritate în fața majorității, în general un grup de intelectuali. Donc soit par le coup d'état, fie printr-o lovitură de stat, la version léniniste du 25 octobre 1917. Versiunea leninistă din 25 octombrie 1917. On s'empare du gouvernement, on s'empare la télégraphe, le gouvernement, la police, etc. De façon à pouvoir instaurer tout de suite cette dictature. Ça, c'est la version dictature. Aceasta este versiunea l'autre version, c'est la version guerre civile. Là, c'est clair, c'est la version aici chinoise. Lucrurile sunt limpezi, este versiunea chineză între naționalism și comunism, două părți care s-au luptat și versiunea eliberare națională, Vietnam, în genul Vietnamului, lupta împotriva colonialismului, și așa mai departe, precum și versiunea, să spunem, de gherilă, luptătorii de gherilă nu sunt populația, sunt un grup de luptători de gherilă care, bineînțeles, au răsturnat o dictatură în Cuba. Dar niciodată nu a decis poporul acela de a îmbrățișa comunismul, ci este un sistem impus de intelectuale asupra unei societăți și asupra poporului. Nici ceea ce se numește dictatura proletariatului n-a avut vreo realitate, vreun corespondent în realitate. Pentru comuniști, proletariatul era o simplă idee, o ceva hegeliană. Vous avez raison. Da, aveți dreptate. Vous avez raison, en vérité. Aveți dreptate, pentru că, în realitate, Le grand responsable de tout ça, cel mai mare Lénine. Responsabil pentru tot acest lucru este Lénine. Et le maître livre du communisme, pour le comprendre, c'est Que faire. Donc avant la prise du pouvoir, ce Que faire date de 1905. Qu'est-ce que dit Lénine dans son livre très rapidement? Ce spune el în această carte pe scurt? Spune, cum proletariatul nu vrea să facă revoluția pentru că are tendința de a se îmburghezi, atunci trebuie să se construiască un partid de revoluționari profesioniști care vor face revoluția și care vor instaura dictatura proletariatului în numele proletariatului. Asta este ceea ce a spus Lenin în cartea lui, ce este de făcut, ceea ce aplică în 1917 acest program, adică un mic grup minoritar pentru că bolșevicii erau minoritari în raport cu Revoluția Rusă. Aux autres groupes révolutionnaires, alte grupuri revoluționare existau, dar ei erau minoritari. De exemplu, Consiliul Muncitorilor nu avea nimic de a face cu acest lucru, deci când Lenin decide să producă această lovitură de stat, ei sunt minoritari și instaurează acest regim de azi pe mâine, pentru că așa se instaurează regimurile comuniste. Prima decizie pe care o ia Lenin atunci când preia puterea, dimineața de 26 octombrie, este suprimarea întregii prese libere, mai puțin a Pravdei, care este rămâne jurnalul Partidului Bolșevic. După care, bineînțeles, va veni crearea Partidului Unic, a Poliției Politice, dizolvarea adunării constituționale în ianuarie 1918, care fusese aleasă democratic, deci este vorba de o minoritate. Și o ultim lucru, datorită lui Trotsky, putem să recunoaștem acest meriu, că au fost create lagărele de concentrare. Deci în 6 luni, ansamblul sistemului care va funcționa timp de 70 de ani, în 27 de țări din lume, pentru că au fost 27 de țări comuniste, a fost creat de Lenin în 6 luni. Deci ceilalți nu au făcut decât să aplice acest program inventat de el. Și proletariatul, pentru care așa se spunea bolșevicii, comuniștii ruși au făcut revoluția, au spus acest lucru, dans lequel il ne parle pas de dictature, se vorbește nu de dictatura proletariatului, ci de dictatura asupra proletariatului încă din ianuarie 1918. Deci de dictatură. Deci de la început totul s-a zis, totul s-a făcut, totul a fost înțeles și, bineînțeles, a durat 70 de ani totuși. Tema principală a cărții este teroarea. Există astăzi studii despre ce s-a întâmplat cu teroarea asupra copiilor. Spuneți că
sur les enfants. Copiii, exista un ordin, copiii peste 12 ani puteau fi selon lequel les enfants qui condamnați la moarte ans, în timpul marii terori. Pendant la grande terreur. Cum era văzute asta în epocă? Comment est-ce que tout cela était amploarea, vu à l'époque? Quelle était l'ampleur des choses pendant cette période? Bon. À cette époque, bon, il faut savoir que dès le départ, celui qui voulait savoir pouvait savoir ce qui était véritablement un système. Par exemple, dans mon livre, je liste une trentaine de livres qui ont été écrits entre 1918 et 1925 dans toutes les langues européennes, anglais, allemand, etc., français, italien, et donc, qu'on ne dise pas. Qu'on ne dise pas, on ça ne savait pas. Ça ne se mai spune que nous sachons. Ça, c'est pas possible. Nous, este posibil lucrul acesta. On pouvait savoir, celui qui voulait savoir, pouvait savoir. Il y avait tous les moyens de savoir. Putea să știe, avea toate mijloacele să știe. Y compris sur les enfants, puisque en 1927, par exemple, il y a un livre que j'ai utilisé, qui parle des enfants abandonnés. Situația copiilor, pentru că am vorbit despre copiii abandonați, care erau foarte mulți. Terrible de ces enfants abandonnés, puisque soit leurs parents ont été arrêtés, fie părinții lor au fost închiși, se prostituau, trăiau pe stradă, băieți și fete de 12 ani care erau forțați să se prostitueze. Acest lucru într-un paradis socialist. Voilà. Exactement ce qui est en train de se passer. Bon. Donc, este exact ceea ce s-a întâmplat. Vous savez, si on ne veut pas voir, on ne voit pas. Dacă nu vrei să vezi, nu vezi. Donc, l'aveuglement, deci, c'est un aveuglement volontaire. Este o orbire voluntară. C'est pour ça que je parle de cécité volontaire. De asta vorbesc de cecitate, de orbire voluntară. Si on n'a pas voulu voir, c'est que ça nous a arrangé de ne pas voir. Maintenant, la véritable question à se poser, c'est pourquoi on n'a pas voulu voir. Ne folosea acest lucru. Puisqu'on pouvait voir. Întrebarea este de ce nu am văzut. C'est là où l'écran de l'idéologie, c'est là où l'écran de l'idéologie joue un rôle primordial. Acesta este locul în care ecranul ideologiei joacă un rol primordial. Il y a des pages magnifiques, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire ça, ați avut ocazia de a sur les enfants au goulag par Solzhenitsyn dans l'archipel du goulag. Este vorba de cele scrise de Solzhenitsyn în arhipelagul Gulag, în care vorbește despre un băiețel de 12-15 ani care avea în sarcina spălării toaletelor și povestește cum transporta materiile fecale și cum ceilalți prizonieri râdeau pentru că transportând toate mizeriile ele îi săreau în față și vous avez parlé des enfants qui étaient dans les orphelinats. Il faut savoir que lorsque vous étiez arrêté, vos enfants étaient immédiatement pris en charge. Cineva era închis, copiii săi erau preluați de putere de către stat și erau plasați în aceste orfelinate, deveneau orfani. Există un pasaj extraordinar care m-a făcut să plâng atunci când l-am citit și când l-am recopiat și l-am pus integral în cel de-al doilea volum al cărții mele care va apărea anul viitor, un pasaj Grossman, scris de Vasily Grossman într-o carte capitală a acestui secol. Il y a un livre formidable qui raconte un passage incroyable de ça, justement, care povestește un pasaj pe care l-am reprodus în cel de-al doilea volum al cărții mele, care este extras din cartea lui Vasily Grossman, totul este trecător. E vorba de o femeie care este arestată jos la parterul clădirii și care și-a lăsat copiii sus în apartament și el povestește această scenă care este extraordinar de emoționantă. Son voyage en train vers le goulag, elle ne pense qu'à ça. Ea nu se gândește pe drum în tren către goulag decât la copiii săi. Am uitat asta, am uitat cealaltă, trebuie să vorbesc cu mama, trebuie să vorbesc cu soțul meu. Toate lucrurile pe care ea le are în minte. Este extraordinar acest pasaj. Poignant. Este un pasaj foarte impresionant. După care, după mai multe săptămâni de călătorie, pentru că durează călătoria aceasta cu trenul în condiții îngrozitoare, câteva săptămâni nu existau toalete în vagoanele de tren, erau vagoane de marfă, vagoane cu care se transportau animale.
Uneori dura și 6 săptămâni să ajungă în gulag. Enfin, gulag. Ajunge acolo, fin fond la Sibérie, în capătul Siberiei, în balerini, într-o rochie de vară, sunt minus 25 de grade, ea tremură la fel ca ceilalți, este extraordinar. Trebuie să citiți acest pasaj, această carte, care este una dintre capodoperele absolute care vorbesc despre istoria comunismului. Toți cei care voiau să știe ar fi putut să știe, ați spus. Regimurile comuniste se foloseau de ceea ce se numesc idioții utili și pentru a acoperi foametea din Ucraina și foametea din China. Dar ați putea să faceți un portret al acestor idioții utili folosiți de On va prendre deux idiots utiles. Dar o să vorbim de doi idioți utili. Qui ont joué un rôle justement par rapport aux famines. Un rol mai ales în legătură cu foametea. Mais pour que comprenne la gravité de la situation, permettez-moi de faire une petite parenthèse sur ce qu'étaient que les famines dans les systèmes communistes. Fac o mică paranteză în legătură cu ceea ce este foameta în regimurile comuniste. Par le pouvoir foameta pour liquider la classe paysanne. Instrumentalizată de putere si pentru a lichida clasa Écoutez bien, parce que c'est quelque chose d'incroyable. Ascultați acest lucru, pentru si on additionne les morts de toutes les famines communistes, de celle de la première de 21 en Russie, bolchevique, et pour finir par celle de Corée dans les années 90, en passant par la Chine, etc., on arrive à 70 millions de morts, c'est-à-dire plus de morts des famines communistes que les deux guerres mondiales qui ont eu lieu au 20e siècle. Pardon, 70 millions, oui. 70 millions. La 70 de millions de victimes à la foamete. Plus de morts que les deux conflits mondiaux morți decât au făcut cele două războaie mondiale în secolul 20. Le trou noir de l'histoire de l'économie. Deci foametea este această gaură neagră a istoriei comunismului. Este un lucru despre care nu se vorbește niciodată. Donc nos idiots utiles. Acești idioți utili. Ei intervin exact aici. O să vorbim doar despre doi dintre ei. Sunt doi francezi. Sunt doi francezi. Parce que la France était très importante dans le dispositif de propagande bolchevique, parce que c'était le pays de la Révolution française. Donc, la famine ukraine commence en 1932. On invite en Union soviétique le patron, ancien premier ministre de France, et à l'époque il était maire de Lyon, la deuxième ville de France, Lyon, et on l'invite en Union soviétique pour faire visiter l'Ukraine en pleine famine. Et bien sûr, on fait tout un montage. On lui fait visiter des visages, des paysans, des villages merveilleux, on mange énormément, etc. Alors qu'il y aura entre 3 millions et 5 millions de morts. 5 milioane de oameni mureau de foame, nimic nu se vedea din toate astea, el nu vede nimic. Il le savait qu'il y avait la famine. El știa că exista foamete în Ucraina, pentru că existaseră articole ecou, fusese prevenit, nu se ducea pur și simplu acolo, iese din această experiență și spune, vorbim despre foamete, dar eu n-am văzut decât câmpuri pline de grâne, erau pui care traversau satele. Și ține această conferință cu acest discurs în fața lumii întregi, în urmare această foamete Foamete este o propagandă anticomunistă. Plus grave. Mai grav. Que Édouard Daladier. C'est monsieur s'appelle Édouard Daladier, care este acest domn. Monsieur François Mitterrand. Vous connaissez monsieur François Mitterrand? Îl cunoaște monsieur François Mitterrand, care a fost președintele Franței timp de 14 ani. Monsieur François Mitterrand va en Chine en 1959. În China, în 1969. Atunci era decât un mic politician, nu era președinte la vremea respectivă. Mao, qui est très malin, Mao, comme Staline era foarte isteț, foarte je vais profiter de sa venue Staline, pour arrêter les bruits sur la famine du grand bond en avant. Pentru a opri zvonurile privind foametea din China. Pentru ca telespectatorii Mao avait mis en place un système de collectivité, etc., qui va arriver à une situation dramatique. Les paysans vont mourir de faim prin care țăranii urmau să moară de foame, 10 de milioane de țărani. Selon les estimations, l'estimation basse, c'est 30 millions de morts. L'estimation haute, c'est 50 millions de morts. Sau 50 de milioane de morți, în funcție de estimările mai joase sau mai ridicate. Deci Mitterrand ajunge în China în acest context.
un petit politicien. Epoca era, Mao, la momentul dit, respectiv, un mic politicien. Mao zice, o să-l folosesc. Oh, și reçu par Mao. Și Mitterrand spune, oh, sunt cineva important, sunt primiții de Mao, președintele Mao mă primește. Les gonflés de son importance. Într-un mare, îi crește orgoliul. Și Mao îi spune, știți, et Mao dit, mais je vous assure, je vous assure qu'il y a une seule famille dans ce pays. Mao, monsieur le président Mao, qu'est-ce que fait François Mitterrand arrivé en France? Mais ceux qui parlent d'une famille en Chine, on dort. Le président Mao m'a affirmé qu'il y avait une famille en China. Se înșală pentru că președintele Mao m-a asigurat că nu există foamete în China. Deci vedeți conștiința acestor oameni care au murit amândoi, dar există totuși 50 de milioane de morți care apasă pe conștiința lor, deci dacă vorbim de atâtea milioane de oameni, iată despre ce e vorba atunci când vorbim de un idiot util. Spuneți că lui Stalin îi plăcea să întrețină complicitatea la crimă, care sudează oamenii mai trainic decât orice jurământ de credință. A existat o complicitate imensă, un aparat logistic imens, care a gestionat teroarea. Această complicitate se transmite de-a lungul anilor. Complicitatea face să nu mai ai remușcări. Ați putea să detaliați puțin cum funcționau mecanismele acestei complicități? Este foarte important pour comprendre pentru a înțelege de ce au existat atâția călăi. Alors, si on prend le cas que vous venez de parler, dont vous venez de parler, qui est très intéressant, c'est le bureau politique de Stalin, pendant la Grande Terreur. Que les auditeurs comprennent de quoi on parle, la Grande Terreur, ça a duré à peu près un an et demi, 1937-1938, et il y aura 1,7 million de morts. La plupart seront fusillés. Une grande partie aussi partiront en déportation, à vie, si je veux dire, ils mourront. Et ce procédé de grande terreur était décidé au bureau politique. On prenait des listes de catégories, pas de noms, pas de noms. Pas 1,5 million de noms. Donc, on prend les paysans de telle région, combien on en prend? De exemplu, țăranii dintr-o anume regiune, cât să luăm? 35.000? Nu, 40.000. Nu, altcineva zicea 50.000. Și toată lumea semnează. Aici este latura foarte șirată a lui Stalin. Îi făcea pe toți să semneze pentru a fi complici la crimă. Uneori el nu semna el însuși, dar îi punea pe ceilalți să semneze. Vă dau un exemplu concret. Pendant la Grande Terreur, de exemplu, în timpul Marii Terori, domnul Nikita Hrușciov, care a rămas în istorie ca un reformator, un destalinizator al sistemului cu cel de-al doilea, cel de-al 20-lea congres în 1966, era prevăzut în timpul său să fie omorâți 50.000 de oameni. Deci, în perioada acestei mari teror, să vorbim de cazul lui Nikita Hrușciov, care este responsabil în acea perioadă de regiunea Moscovei. Erau prevăzute 50.000 de execuții în această regiune. Hrușciov îi cere tovarășului Stalin să existe o cotă mai mare, să fie puțin mai mulți morți. Adică 60.000, să zicem. Și Stalin spune, bine, tovarășe Hrușciov, îți acord acești morți în plus. Acest lucru la nivelul biroului politic, dar la nivelul de bază. Responsabilul NKVD dintr-o regiune anume, care îl va închide pe țăran, aresta pentru a-l deporta. Încă o dată, quand vous arrêtez, vous n'avez pas un instant. Știți că atunci când vous n'avez pas question de fermer votre maison, nu mai aveți d'éteindre le gaz de la maison ou d'éteindre le feu de la maison. Să încuiați ușa, să stingeți gazul. Sunteți arestați pe loc, pe moment, așa cum erați îmbrăcat, exact așa cum vă găseau.
les gens du NKVD qui deci, voient ça, assistent à des drames, vous imaginez à quel drame ils assistent. Assistent la drame inimaginable. Au père qui dit mes enfants, à la mère qui dit mes enfants. Mei, mama care spune copiii mei. Et ils ne bougent pas, ils sont de marbre. Aceștia rămân de marmură, oamenii NKVD-ului. Donc c'est cette complicité deci, extraordinaire qui existe, extraordinaire qui se fait. Mais prenons un autre cas de figure. Dar, să mai luăm un caz, un exemplu. Les exécutions. Exécutiile. Se faisait de la façon suivante dans les caves de la Lubyanka, qui est le siège du KGB la Lubyanka, à Moscou, du NKVD à Moscou. Era sediul NKVD, sediul KGB, la Moscova. On prenait donc le prisonnier, on l'amenait dans la cave, donc il était tenu pivniță, à droite et à gauche par deux, de, et le troisième de, mettait la balle ici. Lorsque la balle va être tirée, la tête va exploser. Il se trebuia să vadă în cap. În momentul în care îi se trebuie un glonț în cap, creierul explodează, iar cel de alături se murdărește de sânge, de creier, deși nimeni nu era marcat de acest lucru. Sunt lucruri îngrozitoare. L'époque stalinienne, vous l'avez en Chine, vous l'avez en Chine avec les petits jeunes de garde rouge qui sont ensemble, cu gărzile roșii. Un cas de figure. Un alt caz, de exemplu, un membru al Gărzilor Roșii. 17 ani, 16 ani. Să zicem un tânăr de 16 sau 17 ani, un chinez mic, care este instigat de către putere împotriva profesorului său, în ideea că trebuie lichidat. Nu suntem în 1965, 66, 67, să spunem. Ils arrêtent les professeurs. Deci, îl arestează pe profesor. Il les tabasse à mort. Après les avoir humiliés, on leur a mis des bonnets d'âne. L'au umilit după ce l-au supus unor lucruri. Et puis, parce que c'est bien, on mange leur foie. Și după aceea îi mănâncă ficatul, voilà. Pentru că pur și simplu așa e bine. Deci de profesor. Există grătare cu ficatul voilà. Profesorului pe care et studenții de jeune garçon, îl de mănâncă. Qui sont dans ces cérémonies băieți și tinere care donc, fac parte din această ceremonie. Asta este complicitatea comunismului de latul pe partea călăilor. Comunismul a reușit să dezvolte acest lucru. Și nazismul nu este comunismul singur. Dar comunismul gigantesque. A făcut acest lucru la o scară gigantică. Gigantesque, mais il l'a comment dire, și cum il să spun, a dezvoltat acest lucru în culturi diferite. Nazism est un allemand. Nazismul s-a întâmplat în Germania. Nazi, mais le principal c'est un allemand. Mais là vous avez des bourreaux, dar în principal des bourreaux chinois, des bourreaux cambodgiens, des bourreaux cubains. În Germania cu călăi nemți, pe când comunismul s-a extins, există călăi ruși, călăi chinezi, călăi în toate țările. Deci răul este în ideologia care a impus acest lucru, care a impus faptul ca oamenii să devină animale. Aceasta este complicitatea comunismului. În prefață vorbiți despre o unitate a comunismului. Oare naționalismul comunist face parte din această dialectică a dezvoltării regimurilor comuniste? De cette unité, în România, de pildă, s-a dezvoltat un naționalism. On a développé une sorte de nationalisme. Dar România își îndeplinea foarte bine obligațiile internaționaliste sau internaționale, donc elle était très soumise de ce point de vue. Bien sûr, bien sûr. Alors, pour comprendre ce raisonnement, pentru a înțelege acest raționament que je fais, parce que c'est vrai que je parle beaucoup du national communiste, mais en vérité, je pense que tous les régimes ont été nationaux communistes. Ce n'est pas pour faire un clin d'œil par rapport au national-socialisme de Hitler, ça n'a pas de rapport. Mais je vous explique pourquoi. Et la Roumanie est un cas très intéressant pour ça. Un peu particulier. Un cas spécial, să zicem. Le peuple n'est pas idiot quand même. Poporul nu este idiot totuși. Si on lui promet le paradis et qu'il voit que le paradis n'arrive pas, commence à douter de l'idéologie. Începe să se îndoiască de această ideologie. Subit quand même l'économie va mal, enfin. Mai ales că el simte pe propria piele că economia merge prost. Ideologia comunistă
pas eu d'attrait pour les peuples qui vivaient sous ces régimes. Nu a fost atrăgătoare deloc, imediat pentru popoarele donc, care trăiau sub jugul ei. Deci, pour puterea a essayer de rassembler le peuple autour de lui, en tout cas de faire marcher en avant, si je puis dire, fallait trouver un autre ingrédient que le communisme idéologique. Un alt ingredient idéologique. Et tous les régimes ont choisi l'ingrédient nationaliste, parce qu'il est plus ancien que le communisme, et correspond plus à des choses qui sont des racines des gens, etc. Donc c'est pour ça qu'a été assimilé le nationalisme au communisme. Vous en avez un très bel exemple aujourd'hui avec la Chine, aujourd'hui de Xi Jinping. Celle d'aujourd'hui de 2019. Chinei vous avez un régime communiste, un régime comunist, stricto sensu, un dirigeant, sensul strict al un parti unique, un conducător, une ideologie unique. Un ideologie ce n'est pas unica. Important si le peuple n'y croit nu pas, ce n'est pas le problème. Dacă poporul crede sau nu în această le principal, ideologie. C'est de garder cette verticalité. C'est ça le verticalitate, păstrarea ei. Il y a bien longtemps, évidemment, vous vous imaginez que les Chinois ne croient plus au communisme. Puteți să vă imaginați că chinezii nu mai cred donc, în comunism. Que fait le régime aujourd'hui deci, chinois? Ce face regimul chinez astăzi? Par sa propagande. Dezvoltă prin propaganda sa nationaliste totale, totalement propaganda naționalistă totală. Si vous faites attention à la propagande chinoise, elle est très anti-occidentale, très contre le capitalisme, contre l'Occident, parce que l'Occident nous a humiliés. Veți vedea că ei vorbesc despre Occidentul care i-a umilit în secolul al XIX-lea, din punct de vedere de l'autre. Avec un opiului grand. Și așa mai departe. Deci, au dezvoltat de l'autre, c'est le meilleur moyen de faire le ciment d'une nation. Celălalt față de celălalt care c'est este cel mai bun mijloc, stimulul cel mai eficace pentru naționalism. Alors venons maintenant à votre cas misérable. Ajungem acum la cazul noastră mizerabil, să spunem. De la Roumanie. În cazul mizerabil al României, în care Ceaușescu a développé particulièrement cet aspect nationaliste. Acest aspect naționalist du communisme. Al comunismului. Je pars du principe que le communisme c'est comme un cancer. Din principiu, c'est-à-dire que comunismul este ca un cancer. Într-un cancer, o să vă explic. Nous avons tous un cancer. Moi j'ai un cancer, mais il n'est pas déclaré. Cancer. Et tout d'un coup, il peut se déclarer parce que j'ai une faiblesse dans mon organisme qui va fi declarat pentru că le cancer va profiter de cette faiblesse pour envahir mon organisme. Cancerul va profita de această slăbiciune pentru a invada organismul. Arrive sur un pays, il va essayer de trouver la faiblesse de ce pays pour le gangrener. Acestei țări pentru la faiblesse de la Roumanie, c'est son nationalisme. Și această feblețe a comunismului este chiar naționalismul. De ce? Pentru că sunteți o națiune tânără care s-a constituit târziu și aveți o problemă de identitate națională. Deci, utiliser le nationalisme, utilizarea instrumentaliser le nationalisme, donner une âme nationale aux Roumains à travers de o armă le mécanisme communiste est un moyen extraordinaire d'imposer son pouvoir. Un mijloc extraordinar de a păstra puterea. Bon. Donc, nous arrivons à Ceaușescu. Deci, ajungem la Ceaușescu. Il faut, ce n'est pas le peuple roumain qu'il faut blâmer dans cette affaire. Nu este poporul român cel care limite, trebuie condamnat, nici măcar la limita Ceaușescu. Le plus blâmable dans tout ça, cei mai condamnabili ce sont les occidentaux. Sunt occidentalii. Parce qu'ils y ont cru. Pentru că ei au crezut. Que il y avait une voie roumaine différente, que Ceaușescu n'était autant communiste, qu'il n'était plus communiste, qu'il était nationaliste. Exactement les discours qu'on entend aujourd'hui sur la Chine, d'ailleurs. Care si vous écoutez un peu moins maintenant, mais il y a deux ans ou trois ans, acum, la Chine n'est pas communiste, vous présentez. Maintenant, ça commence à changer quand même, parce qu'on s'aperçoit quand même que Xi Jinping, il est... Que le président chinois, quand même, tient les choses strâns. În China, la fel, în epoca Ceaușescu... Cum on dit en français, un pis-aller, je ne sais pas si vous pouvez traduire ça, une banalité. Le pouvoir, banalité, oui. Le pouvoir de Ceaușescu, l'intelligence, si je puis dire, de Ceaușescu. Intelligența lui Ceaușescu, dacă c'est même pas l'intelligence, il n'avait pas... C'est naturellement, presque, il a utilisé le mal-être national roumain pour pouvoir imposer plus ou moins. Et les Occidentaux l'ont cru. Et évidemment, la page la plus noire des Occidentaux, et je peux en parler parce que je suis français, je peux en parler, c'est évidemment ce voyage du général de Gaulle en 68, en mai 68, în mai 68 la București, în timpul care ea glorifică, nu regim, dar, mă rog, mulțumește lui Ceaușescu pentru această vizită, deși De Gaulle știe de ceva timp cine este Ceaușescu, deci este acest joc foarte condamnabil al naționalismului și De Gaulle era foarte înalt, Ceaușescu era foarte scund și bineînțeles Ceaușescu s-a umflat în pene, așa cum Mitterrand se umflat la fierté atunci când a fost la Pekin, la Beijing, ca să se întâlnească cu Mao.
Care a fost influența KGB-ului în serviciile de informații ale KGB, țărilor, să spun, ale Uniunii Sovietice? Total. Ils ont été formés par eux, ils obéissaient à eux, ils référaient à eux. De ei, au, ils référaient à eux. Lor, il y avait forcément une double copie pour la maison mère. Copii duble pentru KGB. Il n'y avait aucune autonomie. Nu exista nicio s'il recrutait un agent, il demandait éventuellement s'il pouvait le garder ou sinon est-ce que les soviétiques voulaient le récupérer. Donc ils étaient au service total de la police politique et la police secrète sovietice. A mai rămas aceeași influență a serviciilor secrete sovietice. On cachait des choses. On gardait la même influence. Non. Non. Non, parce que pour que ça fonctionne, il faut que tout fonctionne en même temps. Le système pyramidal s'est cassé la figure en 91. Sistemul piramidal s-a terminat în 1991. Donc, les succursales du KGB, ont eu leur autonomie. Au căpătat autonomia. Maintenant, ne soyons pas naïfs. Să nu fim naïfs. Les liens existaient. Donc, ils ont quand même aussi continué à exister après, pas de façon aussi formelle. Et vertical qu'avant, formale mais de verticale ca ils se connaissent, dar se cunoșteau, ils ont appris à s'apprécier, Învățat să se aprecieze unii pe alții. Deci, malgré la disparition du système, il y a eu des liens qui ont été conservés entre le FSB, la Securitate, etc. et d'autres services secrets comuniste și alte structuri care au derivat din KGB. Le temps faisant son œuvre, les hommes disparaissent, parce qu'ils meurent tout simplement. Donc finalement, il y a des liens qui se perdent, parce que ce sont plus les mêmes qui sont. Ce sont plus les mêmes qui sont manœuvres, comme on dit. Donc c'est le temps qui va faire que les liens vont se distendre. Mais à l'origine, il est évident que. À mon avis, jusqu'en les années 2005, il y avait encore pas de rapport de hiérarchie, mais en tout cas des rapports d'entente, d'amitié, d'échange d'informations, etc. Mais plus sur le sens, plus dans le sens vertical qui existait avant. Dans le sens où on faisait le même travail finalement. On est des collègues de travail. Ça se peut. 2005. En 2005, jusqu'en 2005, vous dites? Oui, je pense une quinzaine d'années, ça a duré. Pentru că a durat încă 15 ani, în jur de 15 ani, după căderea blocului sovietic. Oui, forcément. Après, c'est une nouvelle génération qui arrive. După a venit o nouă generație. Mais ça se dilue au film. Ça sans doute était très fort en 90 et moins fort en 2005, bien sûr. În 1990, lucrurile erau mai puternice, în 2005 și s-au diluat, pentru că pe măsură ce timpul trece, se pierde esența acestor legături. În câteva cuvinte, care credeți că sunt acum obiectivele Rusiei pe termen mediu-lung? Își păstrează aceeași vână, să zic așa, imperialistă? Ou bien le même désir imperialiste? Alors, la Russie va très mal. Rusia o duce foarte rău din punct de vedere economic. Puisque le régime qui s'est installé est un régime oligarchique. Care s-a instaurat este unul oligar. Vous avez 50 personnes qui s'enrichissent care et le reste de la population qui bouge pas. Se îmbogățesc și restul populației care nu se mișcă. Rusia va très mal dans son âme, dans sa tête. Duce foarte rău în sufletul și în mintea sa. C'est un pays en grande décroissance démographique. O țară în descreștere demografică accelerată. La démographie, c'est le maître de la croissance. Este stăpânul creșterii economice. Dans toute l'histoire de l'humanité, les seuls pays qui ont eu de la croissance démographique. La croissance démographique précède presque la croissance démographique care precede această croissance. Si vous êtes en décroissance démographique, vous êtes un pays qui est en perte de vitesse. Ça s'est observé dans toute l'histoire de viteza și acest lucru se observă în toate țările lumii. Deci, qui est en décroissance depuis la fin du communisme et avant d'ailleurs, bien avant, ça a commencé sous le communisme, bien sûr, și chiar și pour de multiples raisons, parce que les gens n'ont pas envie de faire d'enfants, simplement. Pentru că oamenii pur și simplu nu mai făceau copii ca înainte. Est un pays en perte de vitesse. Este o țară care pierde din viteză. La Russie est le plus grand pays du monde. Rusia este țara cea mai mare din lume ca întindere geografică. Il a à son pouvoir
à la tête de son pouvoir un homme dont on ne doit pas négliger l'intelligence. Un homme à cărui inteligență nu trebuie qui a réussi négligeată, l'opération extraordinaire de rétablir extraordinaire la puissance spirituelle, je dirais, spirituală, spune, en tout cas diplomatique, diplomatică cel puțin, de la Russie sur la scène internationale. Pe plan internațional. En pratiquant une diplomatie de nuisance. Practicând o diplomație împotriva Occidentului et en și sprijinindu-se pe inamicii Occidentului, en se rapprochant d'eux, apropiindu-se de savoir, aceștia, și anume China. La Chine, China, l'ennemi de l'Occident, ça j'en suis convaincu. Care este dușmanul Occidentului, sunt convins de asta, Iranul. Iran. La Syrie, bien sûr. Syria, bineînțeles. Hein? Tout le monde islamique. Toată lumea islamică. Et aujourd'hui la Turquie. Și astăzi Turcia. Bon. Son rêve, mais il n'y arrivera visul pas. Său, dar nu va ajunge să și-l îndeplinească pentru că nu are mijloacele. Il n'a pas les moyens à cause de la faiblesse économique du pays. Din cauza slăbiciunii economice a țării, care ne va salva, dacă pot spune astfel. Son rêve serait éventuellement. Visul său este ca în cele din urmă nu să recupereze puterea Uniunii Sovietice. Il a caressé ce rêve tout au début, honnêtement, jusqu'aux les années 2008-2010. Il a compris qu'il n'avait pas les moyens de le faire. Putere, dar a înțeles că nu avea mijloacele pentru donc, ea. Il a rétabli par contre la puissance de nuisance. Dar a restabilit puterea acestei sâcâieli, frustrarea Occidentului. Parlé, mais aussi, cu țările prin la grande faiblesse de care v-am vorbit și a înțeles că marea slăbiciune a democrației este libertatea. La liberté de parole, la liberté de libertatea de pensée, etc. C'est à la fois sa force et sa faiblesse. Libertatea de gândire, aceasta este și forța, dar force, în același timp și slăbiciunea sa. Sa force, parce que c'est ce qui ferme l'initiative individuelle, inițiativa individuală. Și aceasta este forța unei națiuni. Iar slăbiciunea, pentru că este un mijloc prin care poți juca pentru a influența pe oameni. Alegerile lui Trump, alegerile care vor avea loc în curând pentru Parlamentul European în mai anul viitor, este evident că Putin a împins lucrurile din punct de vedere tehnologic pentru că trebuie să înțelegem un lucru pentru a înțelege de ce a funcționat așa de bine. Rușii nu sunt un popor ca oricare altul. Sunt niște oameni așa. Quand ils travaillent. Când muncesc. Ils avaient les meilleurs physiciens. Au avut cei ils avaient mai des techniciens formidables. Ils ont eu des avionistes formidables. Buni, hein? Antonov et compagnie, c'est vraiment... Deci, sunt, ce ne sont pas des imbéciles. Nu sunt imbéciles. Sunt oameni care lucrează. Donc, Poutine, il a décidé que Poutine la guerre amenée, c'est celle-ci, la guerre de l'Internet. Il a compris ça, très vite. Souvent avant les démocraties, d'ailleurs. Uneori, chiar înaintea democrațiilor. Et comme la faiblesse de la démocratie, c'est d'être ouvert, parce que c'est la condition de la démocratie d'être ouverte. Deschisă, il pentru că asta este condiția ei, el profită de acest cal troian, de această feblețe, de această slăbiciune. Ceea ce este de temut nu sunt blindatele armatei ruse, nici măcar armele sale sau rachetele, misilele pe care le are, ci cette, ce travail de cheval de Troie, d'influence, voilà, via influența, internet, via internet, via des télévisions, via des télévisions, etc. Tout ça, c'est ce qu'on appelle le soft power. Sputnik sau, et d'ailleurs, il y a deux nations qui pratiquent très fortement le soft power. Care, practică această Russie soft power foarte bine. Sunt Rusia și China. China chiar mai bine decât Rusia. Parce que la Russie, elle est bien vue. Pentru că Rusia este bine văzută de către occidentali. Quand je parle des occidentaux, je parle de la vision de visiunea populaire populară a Chinei. On n'imagine pas que la Chine... Nu ne imaginam d'abord, on pense pas que c'est un pays comunist, puis on dit, oh, finalement, c'est un grand pays. Une espèce d'admiration de la Chine. O țară mare. Donc, on s'en méfie moins que Poutine, qui est pas très joli. Însă Putin, care nu e prea drăguț, nu arată prea bine...
la Russie a quand même longtemps a quand même longtemps été l'ennemi au XXe siècle de l'Occident à cause de la division du rideau de fer. Donc la Russie, même si la Russie n'a plus rien à voir avec cette histoire, elle est perçue quand même dans notre mémoire comme quelque chose de dangereux. Tandis que la Chine, elle ne nous a jamais menacé autant que l'armée rouge à l'époque du communisme. Donc, la regard que l'on a sur la Chine pericol. Est totalement différent de celui que l'on a sur la Russie de Poutine. China este foarte diferită de cea pe care o avem asupra Rusiei lui Putin. Et quand même, Putin, à mon avis, est très à craindre parce qu'il est plus proche de nous, si je puis dire. Il comprend peut-être mieux la... Il a beaucoup étudié la mentalité occidentale. Ça fait partie d'ailleurs de son cursus d'agent du KGB. Cursul său de agent KGB. Donc, à mon avis, deci, din punctul il va profiter de tous les moyens à sa disposition pour influencer sur toutes les élections qui auront lieu dans les prochaines années. Ce qui nous sauvera. Ce qui ne va salva, d'abord, c'est qu'il n'est pas éternel. Pentru că Putin nu este ce n'est qu'un homme. Ce n'est qu'un homme. Nu e decât un om. Je pense que son pouvoir fort est derrière lui, qui ne va que vers un affaiblissement de son pouvoir pour de multiples raisons, qui sont économiques, politiques, parce que le peuple, on ne peut pas le tromper tout le temps. Voilà. Il y a des forces qui existent encore en Russie. Bon, voilà. Donc, je pense qu'il a mangé son pain blanc, comme on dit. A trecut de partea cea mai bună a domniei sale. Voilà, il commence à manger son pain noir. Și acum începe să aibă zile negre. Oui, mais ça n'empêche que ça peut durer longtemps. Asta nu împiedică ca aceste zile să dureze mult timp. Pas dangereux en termes militaires. Periculos pentru noi, nu în termen militar, ci în termen influenței. Je finis en termes d'influence. D'autant plus qu'il y a des forces dans tous les pays occidentaux. Influența asupra forțelor în toate țările occidentale. Forțe nu care sunt apropiate de ideile lui Putin, dar pour des raisons nationalistes, pour des raisons d'identité, pour des raisons d'immigration, pour des raisons etc. Tout ça, ce sont des gens sur lesquels Putin peut compter. Oameni pe care Putin poate să Putin est vu par ces gens-là comme une espèce de croisée qui peut nous sauver de ce monde qui est en train de se mettre en place, qui est la mondialisation. Donc il peut plaire à tous les souverainistes, nationalistes. Je parle en France, je parle en Allemagne, je parle en Hongrie, je parle chez vous, bien sûr. Voilà. Donc c'est aussi là-dessus qu'il peut compter pour influencer l'opinion publique. L'avenir est assez sombre. Deci viitorul este destul de sombru, mais comme je suis très optimiste, je pense qu'il y aura toujours un rayon de soleil qui nous sauvera. Cred că va exista întotdeauna o rază de soare care ne va salva. Sous la fenêtre. Sub fereastră.